Bun găsit, bun găsit, dragi prieteni, vă spun la o nouă ediție a emisiunii Radar TV. Este Radarul pe care știți cu toții, doamnă și domnilor. O emisiune, zic eu, extrem de interesantă, pentru că discutăm lucruri care vă privesc, lucruri care vă interesează fără doar și poate. Vorbim despre cetatea Romanului, vorbim despre Roman și despre problemele cetății, despre ceea ce vor unii care vor intra în cursa electorală să facă bine acestui oraș. Să știți că este loc de mai bine oriunde și chiar și în orașele mari dezvoltate. Tocmai de aceea există democrație, să existe cumva o selecție de ofertă, oferta electorală, iar oamenii să aleagă din ceea ce este mai bun. Mă refer la soluțiile, zic eu, nu numai soluțiile aruncate pe piață și soluțiile viabile, că până la urmă știți cum este. Vine cineva și vă promite cât în lună și stele și de fapt sunt niște lucruri care nu pot fi realizate pentru că sunt niște lucruri din astea, să zicem că facem o stație, nu știu de care, la Roman, care nu este ceva imposibil de făcut. Deci voiam să spun că trebuie analizată și oferta și mă refer la lucrurile care sunt realizabile, pentru că de vorbit și de promis toată lumea poate să promită, mai greu este să ducă și la bun sfârșit. Suntem în perioada de pre-campanie electorală, doamne și domnilor, mai avem o lună până când vom intra oficial în campanie, alegerile locale vor fi în data de 9 iunie, sunt câțiva candidați anunțați la primăria Roman, pentru funcția de primar la primăria Roman, probabil că vom mai avea niște surprize, dar nu cred eu că lucrurile se vor putea schimba în sensul că o să apară un candidat surpriză cu nume greu. Deci lucrurile sunt cam așezate în momentul ăsta și bineînțeles că noi nu vom face decât să analizăm ceea ce se oferă, ceea ce ni se prezintă pentru a alege ceea ce este mai bine pentru noi. Și vorbeam despre cetatea Romană și vorbeam despre candidați. Iată că de această dată îl avem din nou pe candidatul USR la primăria Romană. Este vorba despre domnul Cosmin Ancuța, un tânăr antreprenor pe care îl salut și spun bine ați revenit, domnule Ancuța. Bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație. De fiecare dată cu drag, pentru că sunteți un tânăr, ați face ceva politică, asta ca să reamintim celor care au deschis mai târziu televizoarele glumind, care nu v-au văzut în emisiunile anterioare. Faceți politică, dar ați făcut politică cumva a stat în eșalonul 2 în numbră, exact. N-ați ieșit în evidență până acum, acum nu aveți ce face, vreți, nu vreți, trebuie să ieșiți, să spuneți ce trebuie să faceți, ce aveți de gând să faceți, pentru că sunteți candidatul unuia dintre cele mai importante partide politice din România la ora actuală, care reprezintă de fapt opoziția, trebuie să recunoaștem. Deci este opoziția aia, ar spune unii opoziția bună, că mai este opoziție care este văzută de extremă, de extrema extremelor. E un partid, e vorba de Partidul Aur, că nu este niciun secret, care este considerat ca fiind un partid cu fața spre, puternic spre est, ca să zic așa. Spre răsărit, da. Spre răsărit. Nu ne-am cuțat, am discutat și săptămâna trecută diverse lucruri interesante, cu siguranță că și de această dată aveți pregătite niște chestiuni pe care vreți să le prezentați, însă știți ce n-am vorbit noi și vreau să văd ce părere aveți noastră despre problema apei, că este un subiect nu la modă, dar este un subiect care arde cumva. Sunt discuții, știți foarte bine că actuala conducere a primăriei poartă deja discuții de câteva luni. A fost și o ședință la sfârșitul anului cu un vot în Consiliul Local privind desprinderea de Apa Serva. Apa Serva este compania județeană a Neamțului, este cea care furnizează încă apă și servicii de canalizare, dar cred că soluția, așa cum este văzută de cei de la primărie acum, este Apa Vital. Sunt negocieri, e perioada de tranziție de la o companie la alta, se fac tot felul de calcule, este procesul verbal de primire-predare. Bine, a apărut și informația că cei de la Paserv cumva nu prea mai sunt dispuși să renunțe atât de ușor la Roman, dar s-ar putea să fie aici și un joc politic. Dar vom vedea dacă, într-adevăr, până în vară, așa cum au promis cei din primărie, o să se rezolve această chestiune. Vreau să vă rog pe dumneavoastră să spuneți cum vedeți acest lucru și cum veți dumneavoastră și colegii noastre de la USR și cum vedeți o rezolvare a acestei probleme. Eu sunt sigur că situația apei este exploatată politic, a fost și este în continuare exploatată politic, pentru că este o bună muniție electorală, să spunem, în această campanie și, bineînțeles, poate servi unuia sau altuia în bătălia electorală care urmează. De fapt, problema apei nu este o problemă care a apărut ieri în Roman sau alaltă ieri. Este o problemă care o avem de ceva ani, acum doar este foarte vizibilă, pentru că știți și dumneavoastră că o pereche de pantaloni care nu-i coși la timp, la un moment dat se destramă. Acum se destramă rețeaua de apă din Roman și este foarte vizibilă acest lucru.
Aici vedem lipsa de viziune a fostelor administrații, pentru că știți, la noi se aplică conceptul pe afară vopsit gardul și înăuntru Leopardul, leopardul. da. Da. Am pus pavele, am pus copaci, am pus gazon, am pus de toate, dar apă, canalizare și tot ce înseamnă partea subterană, Roma, să zicem, a fost lăsată undeva în spate. Problema nu e neapărat că nu a fost făcut fizic și efectiv, adică nu s-a schimbat efectiv coloana de apă, țeava de apă, problema e că nu există un plan, mai existat un plan bine pus la punct. Dom'le, ok, bine, nu am schimbat anul trecut sau cu 5 ani coloana de apă, dar avem planul. Ne trebuie doar fondurile, să zicem, și îl punem în aplicare. Nu există nici planul. Și asta o vedeți și dumneavoastră atunci când se întâmplă câte o avarie și cum s-a întâmplat pe Anton Pan, au săpat o gaură și au dat de două țevi, una dintre care da, nu da, nu există o evidență nici în momentul ăsta, ceea ce se află sub, da, sub pământ, mă refer exact la rețele. Rețelele exact. Asta pentru că s-au făcut lucrări, nu sunt hărți, da. S-au făcut lucrări cumva între s-a lucrat haotic. Haotic, după ureche. Unele lucrări, cum este cea de pe Cuza Vod, s-au făcut în preajma campaniilor electorale, ce vă spuneam și data trecută la emisiune, că avem logica asta de a face lucrurile ca să pe le repede, scoatem înainte, la 4 da. ani, să le scoatem în campanie, să le arătăm. Țeava de pe Cuza Vodă a fost schimbată din cauza că venea campania electorală și trebuia stupată gaura ca să vadă cetățenii, a rămas în presiune și țeava veche. Și N-am mai scos-o, da. și avem două țevi sub presiune și atunci când se întâmplă câte o avarie, o mare problemă că nu știi de peste Unde care țeavă este, dai. da. Da. Nu va fi o problemă rezolvată mâine, sunt sigur de lucrul ăsta, nu va fi o problemă rezolvată mâine, iar toată povestea cu apa Servu, că vrea, că nu vrea, că o să plecăm, că nu o să plecăm, e o problemă exploatată electoral, pentru că știm că apa Servu cumva este sub controlul PSD-ului. Este sub controlul PSD-ului, Da. Că asta e realitatea, adică asta nu e e, nu e realitatea, da. acuzație. La Roman, primăria este sub controlul PNL-ului, clar cele două partide exploatează electoral povestea asta. De fapt, primăria Roman, printr-o hotărâre de Consiliu Local, acum un an și un pic, dacă nu mă înșel, a votat rezilierea contractului cu apa Serv. A Acum fost a o... votat doar trecerea către apa Vital. Da, dar era o problemă în sensul că a fost o perioadă de garanție Da, pentru că în s-au făcut urma niște lucrări cu în fonduri 2012, europene, exact. da. Și trebuia să aștepte ca să treacă acea perioadă de garanție Exact. pentru a putea preda rețeaua de apă. V-am spus, ce mă îngrijorează cel mai tare, indiferent de cine controlează apa Serv sau cine controlează municipiul Roman, mă îngrijorează că nu există un plan bine pus la punct. Pentru că, de ce vă spun asta? Pentru că în momentul în care ai un plan, atunci știi, ok, pe strada X rețeaua, conducta este praf și atunci nu mai punem pavele, nu mai punem gazon, nu mai asfaltăm, nu mai punem piste de biciclete, pentru că oricum trebuie să spargem, Să să rezolvăm schimbăm problema apei, cum rețeaua, să da, nu. nu avem un plan. Și eu sunt aproape sigur că se vor face lucrări în oraș, deci se vor asfalta străzi. Am auzit acum că se va asfalta străzi în campania electorală, în anumite zone a orașului, pentru a convinge cetățenii că trebuie să voteze într-o anumită direcție. Și se vor face lucrări fără a ține cont de acest lucru, fără a ține cont de rețeaua subterană. Legat iarăși de acest lucru, pe Smilodava, strada se va reasfalta. Este deja proiect, trebuie să demareze proiectul, se va asfalta trotuarele, se vor repara și acolo a fost o luptă a colegilor mei consilieri locali de a convinge administrația publică să îngropăm tot ce înseamnă cablu și să schimbăm ce înseamnă conductă de apă și canal, pentru că odată săpată o gaură, faci totul cum trebuie, nu? Da, dacă tot lucru bine făcut. Ai deranjat Da. Și poți să mai faci și alte Da. lucruri. Da. Viziunea asta a avut-o și o are primarul Bucureștiului, Da, Nicu exact. Șordan, care, bine, noi nu intrăm în București, dar putem să mai citim și unele publicații care nu sunt cumva manipulatoare, să nu zic altfel, și din care aflăm niște lucruri interesante, și anume că acolo a riscat și se pare că Nicu Șordan va câștiga, exact că a mers pe o chestiune cinstită, și anume ne apucăm de ceea ce doare. Rețelele, canalizare, căldură și așa mai departe, că sunt probleme foarte mari, și de asta mi-am amintit de el, că a făcut lucrul pe care l-a spus dumneavoastră, îngroparea ceea ce se spune căblăraie. Căblăraie băgată, exact. Da, exact. Același lucru l-a făcut și Dominic Fris la Timișoara. Sunt postări făcute pe tema asta, a scos nu știu câte tone de cabluri de pe... E un păinjeniș, practic, de cabluri. Da, 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 e da, un da. păinjeniș. Și au scos acele cabluri pentru că multe dintre ele nu mai funcționau efectiv, pentru că în decursul anilor au fost diferiți operatori de telefonie, de cablu, care au pus cabluri și au plecat și au rămas acolo. Acolo. Da. Și inclusiv domnul Cristo spuneam că a făcut același lucru la Timișoara și sunt străzi în Timișoara care nu mai au cabluri supraterane, nu mai au stâlpi pentru că le-a băgat în subteran.
Ceea ce nu este rău și cred că ar trebui cumva să se acționeze în sensul ăsta. De fapt, în statele civilizate cam așa stau lucrurile. Nu cred că dacă mergi în Europeană, dacă te duci în America Latină, cu siguranță cred că mai găsești multe orașe unde splin stâlpii de cabluri. Dar revenind la Roman, ceea ce spuneți dumneavoastră într-adevăr este o chestiune cunoscută și dureroasă, că nu se știe exact unde sunt rețelele, cum sunt rețelele, unde este conducta, nu e conducta. Ar mai fi niște angajați care au și la pensie de ceva vreme. Mie mi-a spus cineva la un moment dat despre un astfel de domn, sugerându-mi să luăm legătura cu el ca să aflăm mai multe chestiuni. Eu cred că ar fi trebuit să ia legătura cu el cei de la PASSERV sau cei de la PAVITAL, că așa este. Corect. Firesc că noi nu suntem la TV, nu ne ocupăm cu așa ceva, nu avem specialiști în rețele de apă, niciun caz. Dar să te trezești în 2024 că tu nu ai o evidență foarte clară a ceea ce se află sub pământ este într-adevăr un lucru care ar trebui să dea de gândit și este clar că s-a greșit. Undeva s-a greșit, cineva a greșit și nu vreau să arăt eu cu degetul cine este vinovatul, dar cred că și compania de apă, cea care a gestionat această afacere pe parcursul atâtor ani, vorbim de totuși din 2009, dacă nu mă înșel, la PASSERV operează în Roman, în atâția ani, cred că ai avut posibilitatea să-ți faci o hartă a ceea ce înseamnă rețea în Piatra Neamț. În Piatra Neamț, în Roman. Că și în Piatra Neamț e aceeași situație. E aceeași situație, da. Și există o hartă oarecum a rețelei de apă. Discutam cu cineva, un angajat de la compania PASSERV. Există o hartă, dar este o hartă nu foarte precisă. Pentru că îmi spunea că, de exemplu, sunt străzi unde ei nu știu exact unde este conducta, au contactat o companie pentru a le face această hartă și compania respectivă s-a luat după gurile de canal și a spus de aici până acolo, gura e aici, între este conductă, dar e posibil să fie, da, exact, au fost avarii, s-au schimbat diferite lucruri și s-ar putea conducta să nu fie exact acolo, de aceea de uneori sunt probleme când sapă și trebuie să descopere o avarie, pentru că ei sapă cumva un semi-întuneric, să zicem. La nimereală, nu e acolo, du-te mai încolo. Da, bine, poate fi o jumătate de metru mai încolo decât... Au și detectoare de metal, adică cred că sunt cât de cât pregătiți. Da, este un lucru destul de urât și cred că dacă nu va fi rezolvat în următorii 2, 3, 4 ani, există într-adevăr pericol de proteste masive, pentru că oamenii, dacă vor rămâne fără apă, cred că vor tolera acest lucru, pentru că ați văzut ce se întâmplă. N-avem, cred că, zi lăsată la Dumnezeu să nu existe o avarie în Roman, zile întregi fără apă când apare o avarie majoră și așa mai departe, ceea ce este trist, incomod. Pentru că suntem între două râuri. Sunt orașe care sunt în munte și nu au acces la cantitatea de apă la care avem noi și au apă, noi nu avem, din păcate. Și din păcate v-am spus, nu avem un plan bine pus la punct, asta este problema, pentru că dacă ai planul, cu planul mergi și îți cauți variante de a-l pune în aplicare, cauți resurse financiare, cauți specialiști și îl pui în aplicare. Din ce știu eu, nu este un plan bine pus la punct și se vede că nici în oraș nu e că avem străzi pe care se schimbă conductele de apă. Iar, într-adevăr, apa serverul în toți anii aceștia ar fi trebuit să aibă, deci conductele poate schimba atât operatorul, cât și primăria, dacă poate și consideră. Apa Serv nu a considerat, pentru că atâta timp cât încasează și nu investește, e ok, e profit. Apa Serv, după cum știți, nu e într-o situație financiară foarte bună, da, strălucită. Și a început să piardă și pe zona română, pentru că sunt pierderile foarte mari. De când cumpără de la Apa Vital apă din conducta la Timișești, pierderile sunt fantastice, ceea ce era de așteptat. Noi vorbeam aici despre acest lucru anul trecut, adică nu poți să-ți permiți la infinit să cumperi, tu plătești ce cumperi, dar de fapt facturezi doar 30%, că 70% exact reprezintă pierderi, aia înseamnă o gaură. Drept pentru care, când spunea directorul Apa Serv că i-ar conveni, ar fi minunat pentru Apa Serv să scape de zona Romanului, care reprezintă o gaură neagră pentru companie, eu l-am crezut, pentru că într-adevăr, dacă e să faci o analiză de genul ăsta și iau niște date foarte clare, problema este că dacă vrei să faci un business, și e un business și vânzarea apei până la urmă, serviciile astea de canalizare și epurare, trebuie cumva să o gândești într-un fel și să spui la punct rețeaua. Acum ați văzut și noastră că e un fel de ping-pong. Unii spun că tu trebuie să te ocupi de rețea, să o schimbi, ceilalți că tu. Adică e lăsat așa și în coadă de pește, și în contractul pe care eu l-am văzut, contractul încheiat cu Adia, cu Neamț, că ei sunt cumva intermediarii, da, da, da. Lucrurile sunt cumva discutabile, sunt la...
finețea juristului, că și, într-adevăr, cum ce a spus dumneavoastră, este corect, și primăria se poate implica, dar și compania Pasăva. Compania Pasăva a ratat de acum, putem spune că a ratat POIM-ul, nu intră în discuție, da, sunt 311 milioane de euro bani pe care i-am pierdut, că i-am pierdut noi, nu i-au pierdut, adică ei i-au pierdut în numele nostru, iar cu banii ăia, într-adevăr, se puteau face foarte multe lucruri în județul Neam și inclusiv în Roman, pe din suma aia. Cred că, vedeți, asta este un păcat că consistentă. Disputa politică se răsfrânge asupra cetățeanului. Și este un păcat că cei care fac politică, și aici mă includ și eu, deși m-am stat în junior. Da, corect, sunt un junior. Este păcat că cei care fac politică nu fac mereu sau mai rar o fac cu bune intenții, să zicem. Și asta o vedem dacă urmărim marile publicații la nivel național. Nu știu, acum primul exemplu îmi vine în minte, Recorder sau România Te Iubesc, și acolo vedem tot felul de cazuri în care oameni politici, direct sau indirect, sunt implicați în tot felul de inginerii financiare și tot felul de contracte cu statul. Și din păcate asta a devenit logica omului care intră în politică. Intru în politică și mă zbat ca să ajung acolo să pot să fac și eu același lucru. Să pot să fac și eu, să am și eu un contract cu statul, un business, să îmi duc și eu pe tata, pe mama, pe fratele, să-l pun acolo la primărie sau undeva. Politică de cumetrie. Exact, exact. Și asta, de fapt, noi acum suntem la 13 ceas, că s-a văzut și înainte, dar acum, de fapt, rezultatele acestui fel de a face politică sunt alarmant de vizibile. Deci este al 13-lea ceas. Dezastroase, până la urmă. Dezastroase, efectiv. Da. Și acum, bine, ok, nu avem apă, să zicem că e o problemă care cineva bine intenționat cu o echipă de specialiști în spate o poate rezolva și depinde de noi, de români, de romașcani, să facem lucrul ăsta. Dar eu m-aș gândi că suntem cumva lângă un război la graniță, aici avem la doi pași un război la graniță. Așa. Și imaginați-vă dacă la Roman, care este un orășel de 40-50 de mii de locuitori, lucrurile stau așa. Mie mi-e teamă să mă gândesc cum stau lucrurile la nivel național, discutând un pic despre, nu știu, armată, discutând un pic despre dotările noastre, despre infrastructură, despre posibilitatea de a răspunde în cazul unei implicări în acest război sau în cazul în care am fi cooptați. Da, să știți că n-ar fi o surpriză pentru noi. România, din păcate, niciodată nu a fost pregătită de război. Nici în primul război mondial, deși a avut 2 ani de neutralitate, nici în al doilea război mondial. Deși am avut experiența primului război mondial, deși am avut experiența războiilor balcanice, unde noi nu am fost implicați direct, ne-am plimbat până la Sofia, însă au tras concluzia liberalii care erau la putere în vremea respectivă că e o problemă foarte mare cu armata. Noi am avut 2 ani la dispoziție să pregătim armata, nu am pregătit-o și am intrat în război nepregătiți, am fost făcuți peste tot pe unde am fost prinși, armata română a fost, bine, așa dacă ne uităm în cărțile de istorie, bravii noștri soldați, dar lucrurile nu stau chiar așa, pentru că sunt mărturii ale celor care au trăit atunci, de la afaceri, cum spuneți dumneavoastră, menționați zona asta de afaceri și zona de nepregătire militară, de lipsă de echipament militar. Deci, așa cum și ați punctat foarte bine, este un subiect interesant, oamenii cumva s-au cam obișnuit, vedeți dumneavoastră, șocul a fost foarte mare atunci când a izbucnit războiul în Ucraina, șocul a fost mare pentru toată lumea, dar noi ne-am obișnuit, că omul se obișnuiește, are această, avem această posibilitate de a ne obișnui cu lucrurile și cu el, și cu cele bune și cu cele rele. Și deja este, ne uităm în ziar, am văzut, de exemplu, Hot News are o rubrică în fiecare zi, ziua nu știu câta de la războiul Ucraina-Rusia, exact, exact. Ce s-a mai întâmplat. Rar te mai uiți să vezi, au mai drone, bombe, etc. A căzut o dronă la noi acum recent. Da, 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 bine, că și asta e, tot timpul suntem surprinși, suntem prinși pe piciorul greșit. Eu nu știu bine, cum... drone trec și cad pe la noi de prin vară de anul trecut, țin minte că am fost în vizită în Delta cu familia și... se vedea foarte clar, se vedeau urmele bombardamentelor din Ucraina, adică era un nor mare de fum și chiar și atunci se discuta despre dronele rusești care treceau, care tranzitau teritoriul românesc, unele dintre ele căzând efectiv în zona deltei. Și din păcate se vede că suntem nepregătiți, dar... Nici nu știm de multe ori, că știu sătenii, că da, uite, a picat o dronă în loc, cum să nu trebuie să ai un sistem pus la punct antierian, să știi că intră ceva în spațiul tău. Din păcate, asta este o radiografie foarte cruntă a României, de ce nu? Da, radiografie cruntă a României și a felului în care noi ne gestionăm țara.
Pentru că la urmă țara este a noastră și noi gestionăm noi. Să știți că o gestionăm, dacă tot am ajuns în zona asta, punctul meu de vedere este că o gestionăm foarte prost, cumplit de prost. Vedeți dumneavoastră, în loc să ai grijă de fondurile publice pe care le ai la dispoziție, în sensul că să oprești risipa, nu oprești risipa la nivel declarativ. Gata, dăm ordonanța trenuleț și nu mai facem una și alta, pentru că ăștia fac tot ce vor ei. Eu vă spun foarte clar, sunt niște investiții, dacă te uiți la Consiliul Județean Neamț pe SICAP, că sunt informații publice, te crucești. E povestea aia cu porțile de intrare în... Sau cu plase de țânțari, dar acolo a fost o gafă, dar nu este vina celui care a scris, că nu trebuia neapărat să verifice. Oamenii care s-au supărat pe chestia asta să știe un lucru, că și în instanță, dacă ajungi ca jurnalist, dacă tu demonstrezi că ai luat informația din sursă oficială și aia a fost greșită, tu nu ești obligat ca jurnalist să verifici sursa respectivă. Prost e ăla care a băgat acolo. Bine, prost să trec ghilimele. Băi, ai greșit, n-ai decât să răspunzi. Ți-a greșit angajatul de la afară. Nu mai pune la socoteală faptul că am văzut, nu există primărie, domne, în țara asta să nu aibă contract de consultanță încheiat, consultanță în domeniul achizițiilor publice, de exemplu, și sunt niște sume babane. Deci fiecare primărie, și la Roman, și la Bicaz, și la unde vreți dumneavoastră, are un compartiment de achiziții publice, măcar un om. Dar dacă e primăria mai mare, sunt mai mulți oameni. Și pe lângă asta ei vin și cu contracte de consultanță în domeniul achizițiilor publice și vezi că niște firme mai mănâncă niște bani pe același domeniu. Pe asta ce face? M-am angajat pe achiziții publice și mai fac și consultanță. Corect. Și te trezești că mai și gafează. Cred că știți? Am avut și la Roman, da, o situație de genul ăsta, dacă posibil. Da. Cred că undeva, dacă nu mă înșel, când se discuta despre cumpărarea sediului CEC. Sper să greșesc. Posibil, nu știu exact, dar într-adevăr sunt o groază de firme pe care eu am scris despre ele în Atacul de M-am plictisit și am și povestit aici la Roman TV. Firme cu zero angajați, acum de când s-a schimbat codul, au băgat câte un angajat să nu plătească impozitul mai mare și vezi că ei fac consultanță. Bă, dar tu n-ai niciun angajat și faci consultanță. Cum să prestezi consultanță? De foarte multe ori oamenii respectivi nici măcar nu au pregătire în domeniu. Absolut. Sunt niște firme căpușe, sunt niște firme cumva legate politic de stânga sau de dreapta și care fac niște bani și bani deloc puțin. Dacă te uiți la nivel național și cauți câți bani s-au cheltuit pe consultanță, te crucești efectiv. Și asta apropo de ce spuneați dumneavoastră. Bă, dacă tot este război acolo, vedem ce este și în Israel. Bine, Israelul zice că e mai departe. Dar oricum există o tensiune în lume. Dar nu te pregătești și tu, bă, măcar zici, bă, gata, hopa, terminăm cu contracte de consultanță, vedeți ce faceți, nu mai cumpărați mobilier, dar pe bune, nu mai faceți porți la intrare în Ceahlău de 100.000 de euro și încă 50.000 de euro sau cât o mai dea pe ce au ei de placat pe acolo. Ca idee, sunt niște subiecte care ar trebui cumva abordate cu seriozitate. Eu înțeleg că este an electoral și hai să dăm în stânga și dreapta să fie toată lumea mulțumită, dar ce facem la anul? Ce facem la 1 ianuarie 2025, în momentul în care s-au terminat cu alegerile și noi vom constata că suntem până în gât în datorii? Ce o să facem? Ce o să procedăm? Vorba noastră, avem un război acolo, nu suntem pregătiți. Eu vă spun, absolut, din punctul meu de vedere, că nu avem nicio treabă. Suntem cu pluta pe siret ca de obicei. Eu vă repet ce v-am mai spus, cred că la dumneavoastră la emisiune, avem un foarte mare noroc că măcar de data asta suntem de partea avantajoasă, să zicem, dacă nu corectă, a istoriei. Și suntem în alianța care trebuie, adică avem NATO și țările europene dezvoltate care cumva sunt în spatele nostru, deși în cazul unui răspuns imediat, tu trebuie să fii cel care să poți să ții piept 3, 4, 5 zile până când vor veni. Deci noi am făcut parte din alianțe aproape de fiecare dată și să știți, când e vorba de o alianță, dacă Doamne ferește se întâmplă, și sunt lucruri cunoscute și logice, dacă Doamne ferește se întâmplă ca Rusul să se supere că oricum Putin nu are ce pierde, are o vârstă, se joacă așa la sfârșit de, că e oricum pe ultima turnantă, da? Ne mai jucăm puțin, ne mai dăm o bombă, îi mai speriem pe aia. Noi nu trebuie să fim copii să credem, într-adevăr, punctul la 5 din statutul alianții ar trebui să funcționeze, dar dacă îl atacă și în alte zone, ăia vin să te apere pe tine aici. Deci trebuie în primul rând tu să fii pregătit să te apere. Exact. Într-adevăr, îi faci parte într-o alianță, vin, sar în ajutor. Dar, repet, ăia, dacă sunt alți membri NATO atacați, nu o să zică nimeni, stai bă puțin că eu las pe ai mei și mă duc să apăr flancul estic, mă duc în România. Nu, trebuie să ai și tu o pregătire, adică nu te lași, cum spuneau învățătorii, profesorii pe vremuri, bă, nu te lăsa cu urechea pe tânjală. Fii vigilant, exact. Ceea ce nu este cazul. Într-adevăr, este un subiect extrem de sensibil și ați punctat bine aici. Lucrurile nu sunt așa cum ar trebui să fie și nici nu există semnale, să știți. Eu vă spun clar, este o debandadă totală în cheltuirea banului public. Nu există nici cel mai mic interes de a face cât de cât o reconfigurare a cheltuirii banului public. Băi, hai să vedem ce trebuie neapărat să facem. Știți ce cred eu de fapt? Cred că
Ei acum, de fapt, politicienii ultimilor 30 de ani își culeg roadele strategiei din ultimii 30 de ani, pentru că ei mereu au încercat să proiecteze o lumină negativă asupra politicii, așa fel încât să scârbească omul de rând. Și eu văd feedback-ul ăsta pentru că noi suntem la cortul USR de Mestegea Cernături. Exact, chiar am vrut să vă întreb, care e experiența pe care ați trăit-o acolo? Ce zic oamenii? Avem feedback-uri din toată gama. Dar să zicem, cel mai prezent este acela că oamenii s-au săturat, sunt scârbiți, sunt plictisiți pentru că au văzut de toată clasa politică și în general vorbind de politică, pentru că au văzut că indiferent dacă votează cu X sau cu Y, ei găsesc variante să nu respecte votul cetățenilor. Și asta s-a văzut după alianța PSD-PNL din 2018. E recent. 2021 cam s-au aliat și deși nimeni nu a votat pentru această alianță, că au fost votanți după ce ai ieșit USR-ul de la guvernare. Da, au fost ori votanți PSD, ori votanți PNL și ei s-au unit și acum efectiv nu-i poate opri nimeni. Și asta îmi spun oamenii în stradă, domnule, ok, eu vin să votez, dar oricum lucrurile nu se schimbă. Și eu sunt conștient că nu se schimbă și atunci eu vreau să-mi văd de treabă, de familie, de casă. Asta au vrut ei în cei 30-34 de ani de la Revoluție și acum culeg roadele. Pentru că acum s-au aliat și nimeni nu-i poate opri și pot face ce vor ei. Nu doar că pot face ce vor ei, dar o pot face și ascunzând ceea ce fac. Pentru că atunci când ai în mână o țară, poți să ascunzi foarte ușor. Așa este și presa nu mai este ceea care trebuie să fie. Îmi spunea cineva chiar ieri, îmi spunea la cort. Am stat foarte mult de vorbă cu o bătrânică și a zis, domnule, dar dumneata îți imaginezi că în caz de ceva, crezi că o să stea primarul sau viceprimarul sau parlamentarul, senatorul aici să te apere de ceva? Deci nu, toți își iau bagajelul și pleacă. Și asta s-a văzut în istorie, de exemplu, mi-amintesc când domnul Traian Băsescu, deși am o mică parte de respect pentru el ca om politic, a avut curaj în anumite momente să ia niște decizii destul de importante, s-a operat la Viena. Sau oameni, sau oameni din sistemul medical, oameni cu funcții foarte mari în sistemul medical s-au operat la Viena. Și atunci omul de rând zice, ai văzut, de ce să mai votez eu cu X sau cu Y? Că ei oricum, eu rămân aici să trag pănoasele și ei pleacă în altă parte să-și rezolve problemele. Da, țara asta să știți că este foarte bună, domnule Cosmin, stimați respectatori, este foarte bună, bună de mult, pe românește. Deci foarte mulți fac bani, mă refer la clasa politică, fac bani aici, dar banii nici măcar nu au bunul simț să-și cheltuiască banii pe care îi fac aici, ilegal, cea mai mare parte, ci se duc în străinătate. Cum bine am spus, cel puțin în zona asta medicală, toată lumea care cu dare de mână pleacă și la controle prin Viena, pe la Paris, niște clinici renumite din Paris, pe unde mai merg ei? Viena, Paris, că știu o groază de astfel de oameni, eu am mai și discutat cu câțiva dintre ei și încercam să le explic la un moment dat că nu este ok să lași sistemul medical din România în paragină, efectiv în paragină, în halul ăsta, ca tu, și tu să te bazezi că lasă-mă că dacă am o problemă medicală, imediat m-am urcat în avion și mă duc la AKH. Nu, dacă este o problemă urgentă, până ajung la AKH, s-ar putea să mor de 7 ori. Și da. Am mai spus treaba asta, poți să ai un infart, poți să ai o groază de lucruri, un AVC, exact. Poți să, Doamne ferește, o hemoragie digestivă și așa mai departe. Adică sunt lucruri... S-ar putea să ajungi la AKH din Viena, dar s-ar putea să ajungi cu ceva nozocomiale între timp. Sau exact. În cazul celor de la colectiv, din păcate, altă situație, victimele care au ajuns într-un sfârșit au ajuns în străinătate pentru tratament și au ajuns... Cum au ajuns, da. Au fost da. Și salvați, nu toți, deși șanse cred că ar fi avut mai mulți dacă erau transportați mai repede, transferați la clinici din străinătate. Da, asta este și o problemă a noastră, nu știu dacă a cetățenilor de rând, cât a conducătorilor, negarea. Negăm, noi suntem ok, suntem autosuficienți și reușim doar în al 13-lea ceas să spunem, da, ok, bine, hai, avem o problemă, hai să o rezolvăm. Nu e o rușine să spui că nu ai, nu poți, nu reușești. Da, da, da. Și eu la mine la firmă, dacă nu reușesc să fac un proiect și nu îi dau de capăt, da, sunt la o firmă specializată, ajută-mă că nu sunt în stare, nu pot, aia e. Da, și am nevoie să fac proiectul respectiv. Din păcate, la nivel de administrație nu se face lucrul ăsta pentru că toată lumea gândește electoral, gândește notă electorală, adică ce va însemna asta pentru mine ca și ales public în campanie exact. Electorală. Dar nimeni nu se gândește la viața omului, la calitatea vieții. Poate nu e neapărat de fiecare dată o problemă de viață și de moarte, dar nimeni nu se gândește la calitatea vieții. Și aici mă leg iarăși de problema apei, că suntem în 13-lea ceas. Dar nu trebuie să ne pierdem speranța.
Pentru că să știți că am dat în contact cu foarte mulți tineri și văd mult entuziasm. Asta văd la tine, deși foarte mulți dintre ei, și mă refer nu la cei din politică, deși la noi în USR la Roman avem foarte mulți tineri, dar cei de pe stradă văd foarte mult entuziasm, deși nu înțeleg foarte bine mecanismele politicii, dar se vede că au dorința de schimbare și vor să schimbe ceva și asta mă bucură. Nu este totul pierdut, lucrurile s-au schimbat foarte mult. Eu făceam, de exemplu, acum recent o comparație cu niște prieteni între ce s-a schimbat din 2008 când am plecat eu în străinătate și cum arată acum Romanul și împrejurimi. S-au schimbat multe lucruri, deși nu în ritmul care ar fi trebuit probabil, nu așa de repede sau nu așa de bine și de fiabil, dar s-au schimbat lucrurile și lucrurile vrem, nu vrem, se schimbă pentru că timpurile, din păcate, și vecinii și aliații și toți vin peste noi. Așa este. Se împing înainte. Și mai este un lucru pe care trebuie să-l recunoaștem. Eu l-am recunoscut, asta este părerea mea, punctul meu de vedere, chiar dacă alții sunt de cu tot o altă părere și greșesc, dar, na, normal, fiecare cu opinia lui. Deci în România ne place, nu ne place, vrem, nu vrem și nu fac politică. A avut foarte mult de câștigat din 2007 când am intrat în Uniunea Europeană, fără absolut, doar și poate. Absolut. Am câștigat mult. Să ne aducem aminte și eu tot timpul am spus, băi, amintiți-vă cum arătau orașele acestei țări, cum arăta Roma, nu cum arăta orașul Piatra Neamț, cum arăta România în general, înainte de 2007. Deci a fost un mare avantaj. Noastră a plecat în 2008, a plecat la un an după ce am intrat în Uniunea Europeană, dar mi-aduc aminte, am avut prieteni cunoscuți rude care înainte de 2007, știți cum, se ieșea destul de greu, te duceai cu ca turist, cu viză de turist. Părinții mei au plecat în 2003, au plecat din România. Și i-au plecat greu, era cu viză de sojourn atunci exact, în Italia, era cu viză la 3 luni și așa mai departe. Eu am plecat în prima oară în 2006, cred în vacanță la ei și am plecat cu viza aia de care vorbiți noastră de turist. De turist. Da, se pleca foarte greu. Țin minte că prima experiență în afară, pe atunci nu eram în exista Schengen-ul și trebuia să te oprești în vamă la Austriești, la Nikelsdorf. A fost cazuri în autocar când i-au luat și i-au coborât pentru jos, că nu aveau viza expirată, aveau interdicții, chiar dacă cu interdicție. Deci, într-adevăr, au fost momente în care se pleca foarte greu. Dar știți cum e, românii se descurcă mereu și timpurile grele te fac să fii descurcăreț și să găsești variante. Și am ajuns la un moment la care românii au trimis înapoi înspre țară sume foarte mari de bani, deci se văd în statistici că intră milioane de euro din afară. Miliarde, da, probabil. Dar cred eu că ce e mai important ne vine suflul vestic, mentalitatea, pentru că oamenii care se întorc cu niște lucruri care vor să le pună în aplicare. Chiar dacă de multe ori te simți legat de mâini, simți că nu ai... Să știți că eu parțial sunt de acord cu dumneavoastră și vă spun și de ce. Discuteam cu Alex Nistor acum la emisiunea de marți, dacă nu mă înșel, apropo de cei care lucrează în străinătate și te aștept să vină cu altă mentalitate schimbată, să vină să implementeze aici, exact cum dumneavoastră a stat în Italia și ați văzut niște lucruri și discutam despre colectarea deșeurilor și așa mai departe. Mi-am amintit aici ca o paranteză, că îmi povestea cineva că un român din Anglia a stat cu gunoiul în fața casei vreo 2 luni, 3 luni și nu înțelegea de ce nu îi ia nimeni. Până i-a explicat tot un român că, bă, vezi că trebuie să-l selectezi, adică nu-l pui în... da. Și plătea mai mult decât jumătate din cât câștiga, penalități, niște sume exorbitante, în fine, asta ca fapt divers. Dar din nefericire, ceea ce am constatat eu, nu mulți dintre românii care merg în străinătate au contact cu civilizația de acolo. Sunt foarte mulți care stau, am înțeles că au fost oameni care au lucrat în apropierea Romei și n-au intrat odată în capitală. Au fost oameni care au lucrat în apropierea Madridului și n-au intrat odată în oraș. Oameni care au lucrat, au prestat munci agricole, neavând legătură. Adică ce poți să lucrezi în Sicilia? Sicilia este foarte frumoasă, Palermo este un oraș minunat. Ce poți să afli și de acolo niște lucruri? Chiar dacă, bine, mafia nu mai e ce era odată. Dar dacă tu nu ai niciun interes să înveți ceva bun, cu ce poți să vii încoace? De asta zic, cred că transferul ăsta de mentalitate vestică, eu cred că nu a fost atât de important și atât de influent încât să schimbe ceva aici. Dumneavoastră ați fost altă categorie. Dați-mi voie să fiu și eu parțial de acord cu dumneavoastră, pentru că nu putem să generalizăm. Nu, dar am spus masa de oameni, de români care au plecat în afară era formată din categorii sociale foarte diferite. Am spus că mulți dintre ei, n-am spus că toți, doamne ferește. Da, v-am spus, sunt parțial de acord cu dumneavoastră, pentru că locuind acolo în Italia, într-adevăr, există acei români care muncesc în agricultură și locuiesc
în afara orașelor, pentru că acolo au angajatorii lor diferite case care le pun la dispoziție pentru a locui. Cum există români care locuiesc în orașe și locuiesc în, și lucrează în diferite domenii, sunt doctori, sunt ingineri. Deci nu ar trebui să generalizăm. Da, dar nu intră în discuție. Iar cei care vin cu ceva în România sunt cei care au vrut să învețe ceva acolo. Exact. Pentru că unul care nu vrea să învețe poți să-l duci oriunde, poți să-l duci în centrul Parisului, oricum nu învață. Dar cei care vin cu ceva în România și lasă ceva aici sau încearcă să schimbe sunt cei care au dorit și au vrut să schimbe, să învețe ceva acolo. Și eu cred că e un mare plus și eu cred că e un mare plus că nu avem masa de români din vest, nu avem plecată la muncă în Moscova. Era o mare problemă. Așa, asta e o chestiune, vedeți, mulți zic, și am văzut cel puțin pe rețelele de socializare, sunt niște vectori de opinie care pe mine mă sperie de multe ori, dar noi discutăm despre asta, oameni care, bă, hulesc Occidentul de nu au aer și normal că sunt unii, că poporul ăsta nu e format numai de un oameni fără, ferească Dumnezeu, sunt și oameni inteligenți, care vin cu niște replici foarte tari, una dintre ele este cea... De ce nu s-au dus în Rusia, mă? Dacă ție îți place atât de mult Rusia și hulești Occidentul, de ce ai muncit în Italia sau ai muncit în Germania și unde nu să muncești în Rusia, la Moscova? Asta este adică... farmecul democrației, că poți să stai acolo în țara respectivă, aia democratică, și să îi înjuri pe aia. Da, 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 exact. Asta e farmecul democrației. Pentru că dacă ești acolo nu-ți vei permite niciodată, adică nu vei avea posibilitatea, numai dacă înjuri în baie, să nu te audă nimeni. Sau un gând că sau și gând. În baie s-ar putea să înjuri și să cazi la etaj. Da, și mai grav. Dar apropo de a învăța lucruri bune din Occident și a le aduce acasă, sunt într-adevăr, vedeți, când mergem și în vacanțe sau mergem și muncim, ne place cum arată. Cele mai multe dintre orașe arată foarte frumos. Eu n-am văzut. În Ungaria mi s-a părut destul de ștearsă, ce drept nici nu am intrat, n-am fost în Budapesta, dar orașele pe care le-am traversat când am depășit granițele țării nu m-au impresionat. În schimb, sunt orașe foarte frumoase, Slovenia, Italia, Franța, Spania, orașe, orășele comune, foarte curate. Dar vedeți dumneavoastră, nouă ne place ce este acolo când vedem. Dar mulți dintre noi, la fel, eu nu generalizez și niciodată nu generalizez, când venim acasă, inclusiv la Roman, bă, dar de ce să fie frumos? Aruncăm chiștoacele pe unde avem chef, acolo dacă te prinde te-o amendați, odată 100 de euro sau 150 de euro, inclusiv pe autostradă, că unii credeau că dacă aruncă chiștocul pe autostradă, nu. Eu te-o văzut, că te-o luat cu camera și te-o amendat, fără doar și poate. Să știți că am văzut, ca o paranteză, sunt foarte mulți români care primesc amenzi în străinătate, iar statele, statul german, austriac, elvețian și așa mai departe, se îndreaptă și vin prin instanțele din România și pune pe ăștia la plată. Adică, da, sunt foarte multe, foarte multe dosare. Adică nu te lasă nici aici. Tu ai depășit viteza acolo, te-au luat pe cameră cu nu știu cât, trebuie să dai 200 de euro, nu-i dai, că tu zici că sunt, lasă-mă că nu mă prind. Nu, te-au bunchit, te-au văzut și păi, te-au executat. Păi faci parte din Uniunea Europeană. Și din fericire, măcar la nivel central, sus centralizat, există digitalizare și există baze de date comune. Chiar dacă între primărie și poliție sau ceva nu există, dar sus acolo există baze de date comune, ei colaborează, mai greu adevărat cu partea română și aici mi-am să fac o paranteză, tatăl meu s-a pensionat anul trecut și avea nevoie din România de o dovadă că a avut X ani lucrați pentru a putea ieși la pensie în Italia, să acumuleze ani. Da, da, da. Și statul italian și-a făcut partea în 2 luni, ceva de genul, statul român și-a făcut partea în 2 ani. Deci frumos. 2 ani a durat ca să primească acea toată documentația necesară pentru a-i calcula pensia. Da, toată documentația a durat 2 ani. În ăștia 2 ani, tatăl meu insistând cu telefoane, cu mail-uri, ca să se acceleze treaba și a durat 2 ani. Dar există, iar o amendă de, cum spuneați dumneavoastră, de, nu știu, 102 de euro care îți vine, care trebuie să-ți vină azi și îți vine peste 2 ani, s-ar putea să-ți vină și cu penalități. Da, 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 exact. Deci nu stau la discuție apropo de comportamentul pe care trebuie să-l ai într-un stat civilizat. Asta zic că cred că la noi e o mare problemă și tot în zona electorală se duce. Din ce spune, eu cred că în Roman, de exemplu, dacă poliția locală și-ar face treaba, cred că i-a mai civilizat pe cei neciviliți. Pentru că nu este firesc nici să faci mizerie, nu este firesc nici să-ți duci animăluțul în parc și să nu strângi după el, nu este normal, nici să nu-ți spargi gheața din fața magazinului, că este magazinul tău, nu este firesc tu ca polițist local să zici, bă, nu mă duc peste ăla, că se supără și nu știu ce se întâmplă, dar avem niște legi. Ce facem? Tolerăm încălcarea legii? Pentru că sunt niște legi foarte clare.
asociația de proprietari, că a fost un episod asta iarnă și multă lume nu înțelege. Măi, oameni buni, asociațiile de proprietari au obligația să spargă gheața de pe trotuar din fața blocului. Foarte, da, da, foarte sensibil. Tot în zona electorală ajungem. Da, da, sunt cu amenzi. Deci cine nu face treaba asta, cine scoate cățelul la plimbare, de exemplu, și nu a strâns după el în parc, că sunt niște parcuri și în Roma, domnule, e pericol să intri prin iarbă pentru că te ieși de acolo un stot. Deci nu este normal. Toate problemele care le expuneți dumneavoastră, mă izbesc de ele zi de zi, da, pentru că la mine în fața blocului sunt oameni care își plimbă căței și nu strâng. Am avut contact cu astfel de persoană și am rugat-o, te rog frumos, copiii mei nu normal să joace în fața blocului și să care în casă. Iar legat de asociații de locatari, am fost membru în comitetul executiv al unei asociații de locatari. Eu am renunțat la un moment dat și la următoarea lege a intrat soția. I-am zis, du-te, tu mai vezi și tu cum e, că mie mi-ajunge. Să facem experiență. E foarte dificil să le explici oamenilor, pentru că marea majoritate a oamenilor cred că asociația de locatari cumva e asociată cu primăria, că primăria o... Nu are nicio treabă. Asociația de proprietari e fix ceea ce spune numele, asociație de proprietari. Asociație. Adică sunt proprietari care s-au asociat ca să poată să gestioneze chestia aia comună. Să nu se ducă fiecare la PASERF, că dacă nu ai autorizare individuală, e un reprezentant. Asociația îi reprezentă pe toți. Exact. Plus că sunt spații comune care nu ai cum să le gestionezi fiecare. Decât pentru asociație, măture corect. În fața așa unui. Este, e dificil. Da, ei, oamenii nu înțeleg lucrul ăsta și mulți oameni așteaptă ca anumite lucruri să se întâmple din partea primăriei. De ce n-a venit primăria să facă? Să, nu știu, să taie iarba, să dea cu lopata zăpada din fața blocului. Am avut problema asta astă iarnă și am rămas blocat cu mașina în fața blocului la 2 pași de centru, că de la mine din fața blocului până în centru fac fix 2 pași și am rămas blocat cu mașina acolo. Și mă gândeam, dacă am fi ieșit toți din toate blocurile cu lopata în mână, ar fi durat cred că o jumătate de oră și am fi făcut pârtie pentru a putea ieși din, până o să vină primăria. Aici a fost și o deficiență a primăriei în ceea ce înseamnă dezăpezire. Dar până la urma urmei, tu locuiești acolo, trebuie să-ți rezolvi problema. Domnule, nu e un capăt de țară și a spus foarte bine. Adică lipsa de implicare și a aștepta să vină primarul să facă primăria și așa mai departe, mi se pare o chestie care s-a perpetuat cumva comportamentul ăsta în România. Mă uitam în Statele Unite și dăm un exemplu, cred că și numai în Statele Unite, dacă ați văzut, sunt acele, bine, mașini mai mărișoare, jeepuri care e prevăzut cu sistemul ăla de prins o lamă în față. Deci ăla când pleacă dimineața, primul care pleacă să-și ducă copiii la școală din Canada sau Statele Unite, în zonă unde onis foarte tare, ăla dă zăpada la o parte. Deci nu așteptă să vină utilajul primăriei și așa. Deci oamenii se gospodăresc și altfel. Dar când ai treaba asta, zici, bă, dar nu a venit primăria să dea gheața, băi, din față, băi. Bă, da, gheața trebuie să o dai tu, că tu ai magazin. Păi. Știți foarte bine lucrul ăsta, sunt legi. Dar de ce nu pui tu poliția locală să facă treaba asta? De frică? Păi dacă noi nu vom respecta și nu vom aplica legea, nu vom face niciodată absolut nimic. Adică vrem să nu avem chiștoace pe trotuar aruncate, să nu avem gumă de mestecat aruncată, că ați văzut cum arată trotuarele din România, cred că și sănătate o fi la fel, dar asta ține de bună creștere. Cum arată parcurile? Păi dacă nu aplici amenzi și nu le spui oamenilor, băi, pui la fiecare parc din Roman sau din orice care oră. Să știți că situația este la fel, numai în Roman. Cred că eu n-am auzit să fie oraș în România. Există HL-uri peste tot, hotărâri de consiliu local care îți interzic comportamentul ăsta și sunt prevăzute niște amenzi. Nu foarte mari, dar până la urmă să te amendeze. Băi, te-am avertizat odată, de două ori, cum a spus dumneavoastră. Dar copiii se joacă în iarbă, să înțelegi că nu e corect. Că nu e ok ce ai făcut. Dar nu-i din punct de vedere medical nu este în regulă. Adică te duci cu duci în casă mizeria câinelui, ai și tu animale, le îmbolnăvești și așa mai departe, dar poți să te îmbolnăvești tu. Dar e o chestie de bun simț. Și eu am văzut și eu, dumneavoastră l-ați atras atenția. Dacă ne vezi prin parc ce zici, ăla, băi, strânge, mă, uite, ai trecut și nu știu ce, mă bucuram. Să știți că soția mă tage de mână și mă tage din gură, dar eu sunt omul care zic cu riscul de a fi scripat pe ce am plecat. Ce treabă ai tu? Da, exact. Ține de bun simț. Dar dacă nu o faci că din bun simț, că n-ai 5-7 ani de acasă, hai să aplicăm legea, nu? Avem polițiști locali. Ce facem? Da, e un subiect iarăși foarte sensibil cu poliția locală. Eu am avut ceva contact cu poliția locală și trebuie să recunosc că dincolo de faptul că nu sunt peste tot unde trebuie să fie, nici nu au pregătirea și tactul necesar pentru a interacționa cu persoanele. Eu am parcat într-un loc, cred că la standul la Favorit, jos, unde este globul acela de cristal. Da, da, da. Am parcat, dar eram în mașină, nu plecasem. Și a venit domnul polițist, mi-a atras atenția foarte agresiv
că nu e ok nu. să parchezi acolo. Și zic, bă, ok, în regulă, da. Bun, mod, nicio problemă, dar vorbește, n-am dat da. În cap nimănui și nu cred omut, că e nevoie problem, să, ne, da, să ne certăm pe chestia asta. Trebuie văzut și cine, în afară, de exemplu, în Italia exista poliția locală, dar erau foarte respectați și aveau anumite, ei făceau anumite traininguri, antrenamente, pentru că aveam atât coleg de la carabinieri, cât și de la poliția locală. Eu am făcut, ca o mică paranteză, arte marțiale. Colegul ăsta carabinier, pe lângă ce făceau ei la carabinieri, făcea și cu noi în da, da, da. Privat, să zicem, arte marțiale. Poliția locală la fel, nu știu dacă făcea neapărat arte marțiale, dar aveau traininguri despre cum să interacționez cu infractorul, cum să îl imobilizez, cum să îi vorbești ca să nu devină agresiv. Tot fel de traininguri de genul ăsta, de pe comunicare, da, pe autoapărare și așa mai departe. Comportament. Comportament. Nu știu dacă se întâmplă la noi lucrul acesta. Iar de la amici din zona mea, aud mereu că poliția locală, de fapt, la orice îi sună pe cei de la Poliția Națională. Da, da, da. Sau de la jandarmerie. Păi, da, îi dau de regulă amenzi. Amenzi da. La parcării, pentru că ai parcat și n-ai plătit sau ai parcat pe loc neinterzis. Deși au atribuții mult mai multe, inclusiv cele pe care le pomeneam mai devreme, că a fost episodul la asta iarnă, cu șeful de asociație băgat cu forța în mașină. Bine, acolo a fost un conflict verbal și era probabil că o fi răspuns într-un fel. Ăștia s-au simțit lezați, deși el trebuia să ducă polițistul local să zică, bă, cine e aici? E magazin? Băi, de la domnul patron, vezi că nu ți-ai dezăpăzit asta. Te rog frumos, în 2-3 ore, azi, mâine, să nu mai fie. Pentru că este o chestiune pe care am mai spus-o. Păi, dacă, Doamne ferește, ți se întâmplă iarna, sezonul rece, e plină ortopedia de persoane care cu fracturi. Fracturi pe care le-au căpătat, să zic așa, ca urmare a unor căzături, pe trotuare, pe josea și așa mai departe. Dom'le, oamenii trebuie să înțeleagă că au acest drept. Te duci și dai în judecată. Unde mi-am rupt piciorul? În fața magazinului cu tare. Nu era, bine, faci niște probe, faci niște poze, faci niște niște plângeri. Să știți că s-a întâmplat un caz, în povestea acum. A mers în instanță? A avut curajul ăsta? Da, a mers în instanță o doamnă, era un CEO la nu știu ce companie. Da. Și asta, piciorul. La Durău am scris eu despre asta, în Atacul, și-a rupt piciorul la Durău, în stațiunea Durău, dar doamna respectivă era CEO la o companie foarte importantă din Piatra Neamț, care are contracte foarte mari, dar da, și-a permis să, dar și-a dat seama că ceva nu e în regulă. Adică eu m-am dus să mă distrez în stațiune și am ieșit din stațiune și am căzut într-o groapă pe trotuar. Mi-a rupt piciorul, a stat în concediu medical vreo 2-3 luni și a pierdut jobul, pentru că cel acum să ai puțin, că dacă tu nu poți să vii la serviciu, trebuie să luăm pe altcineva să ocupe locul exact. Respectiv. Și Consiliul Județean Neamț a fost obligat la plata unei sume consistente din această cauză, pentru că stațiunea este traversată de drum județean, drum județean care este administrat de Consiliul Județean. Deci, în mod firesc, ar trebui ca cei de la CJ să se drepte împotriva celui care administrează efectiv drumul ăla. Deci asta este în România, dar cât fac treaba Știți asta? Știți că, din păcate, doamna fiind CEO la o companie mare, avea posibilități atât financiare cât și înțelegea probabil și informații și cum funcționează lucrurile, cum da, dar dacă vorbim de marea masă de oameni de rând, de cetățeni, e dificil să găsești cetățeni care să aibă și cunoștințe și informații și resurse da, noi, financiare. Asta este rolul nostru aici. Noi venim și informăm, le spun da. Ce ar putea să facă. Eu vă spun foarte clar. Dacă ar fi 2-3 oameni care ar pătimi în halul ăsta într-o iarnă din cauza că au suferit niște fracturi, căzând pe trotuar în fața nu știu cărui magazin sau asociație, în instanță, deci judecătorii sunt foarte buni și înțeleg fenomenul cum îl înțelegem și noi. Deci acordă despăgubiri la greu. Și în momentul când tu, ca asociație de proprietari, vei fi obligată să plătești unuia care și-a rupt piciorul, că a alunecat pe trotuarul din fața asociației și tu nu l-ai curățat, să plătești 2-3 miliarde de lei și banii aia se împart pe fiecare familie, împarte fiecare proprietar. Eu cred că lucrurile se schimbă. Cumva informația ar ajunge în presă, că uite, presa are și a rolul ei și oamenii ar înțelege, bă, nu mai lăsăm așa, și avea un oraș curățat, nu? De fapt, aici... și cu drumurile. Ai o groapă, ai căzut, ai dat cu roata, ți-ai rupt roata, dai în judecată primăria că ea administrează strada respectivă și primești despăgubiri. Adică așa ar trebui să funcționeze, eu așa văd lucrurile. De fapt aici ne reîntoarcem la ce discutam la un moment dat, la spiritul cetățenesc și la implicarea așa în ce înseamnă viața cetății. Și la faptul că fiecare cetățean trebuie să înțeleagă că cetatea, Romanul sau oricare alt oraș e ca un mecanism, să zicem ca un motor care funcționează în sincron. Și acel motor funcționează bine atâta timp cât toate piesele se sincronizează și fiecare piesă își face treaba. În momentul în care o piesă din motor nu mai merge cum trebuie, încep să apară sincope. La fel funcționează și un oraș. În momentul în care cetățenii nu-și fac datoria de cetățeni, pentru că fiecare dintre noi avem datoria noastră de a nu arunca hârtii pe jos, de a ne comporta într-un anumit fel,
și așa mai departe, dar atâta timp cât noi nu ne facem datoria de cetățeni, puse toate lucrurile astea cap la cap, ajungem la o cetate, la un oraș, la o societate în care lucrurile nu funcționează cum ar trebui să funcționeze. Și atunci, cred că cumva ar trebui să ne dăm seama că și dreptul nostru de a ne plânge de lucrurile care nu funcționează, ar trebui, nu mai avem așa de... Așa este, aveți dreptate și mă gândeam că dumneavoastră trăind atât de mult în Italia, atât de mult timp și ați trăit într-o zonă frumoasă a Italiei, cu siguranță v-a plăcut locul unde ați trăit, v-ar plăcea să aveți și aici ceea ce ați avut acolo din multe puncte de vedere, ați venit și eu vă înțeleg foarte bine, nu v-ați simțit, pentru că sunt oameni care se acomodează, sunt oameni care nu se acomodează, acomodează mai greu, sunt oameni care vor acasă, unde au trăit acolo, se simt ei cumva acasă, chiar dacă și acolo nu au sentimentul ăla pe deplin, dar vedeți, ne place acolo, că revin, ne place, dar nu, mulți dintre noi nu ne dăm silința să și implementăm aici, pentru că măsurile astea coercitive, că despre asta discutăm. Dom'le, democrația, la un moment dat, care este prost înțeleasă în România, nu poate să funcționeze așa la infinit. Cu riscul, ca primar, băi, cu riscul de a pierde voturi, n-aveți decât să nu mă votați, dar eu vă spun clar că v-am amendat, spun poliției locale, v-am prins cu animalele în parc fără ăla și fără ăla, v-am amendat. Exact. V-am prins când ați spus, v-am amendat. Asta e dacă vrem civilizația. Așa dacă o ținem, nu dăm amenzi, că se supără electoratul și nu mai votează. Vă nu mai vota, eu mi-am făcut datoria. Moare cineva, domnul Mancuța? Dumneavoastră, absolut, aveți, veți suferi atât de mult dacă nu veți câștiga primăria ca idee? Sau nu veți ajunge primăria? Nu voi suferi așa de mult pentru că eu rămân cu ce mi-am construit până acum. Adică aveți business-ul noastră? Familia în primul rând și le spun tuturor. Asta îi spun soției mereu, chiar spun și dacă se va întâmpla, și dacă nu merge business-ul, și dacă nu știu ce. Zic că atâta timp cât suntem împreună, cel mai important lucru îl avem în cap. Adică dacă am reușit să avem o experiență și niște cunoștințe să facem un business care l-am dezvoltat de la zero până aici. Ne descurcăm și în alte situații. Și în alte situații ne descurcăm și putem să ne descurcăm oriunde. Problema este că îți impui un obiectiv și obiectivul meu este să schimb lucrurile în jurul meu și am început-o de când am venit implicându-mă la Asociația de Locatari. Ok, eu la nivel mai mic acolo. O experiență. O experiență, da, pentru că am venit acasă și nu vedeam că se întâmplă cu ce trebuie să se întâmple la mine la bloc, la mine în jurul blocului. Nu se întâmplau lucrurile și atunci, băi, hai să vedem cum putem să facem să schimbăm lucrurile. Și m-am implicat. Și te izbești de mentalități, te izbești de politic pentru că asociațiile sunt folosite de mediul politic pentru a câștiga electoral și așa mai departe. Și atunci am făcut un pas în spate. Am zis, băi, ok, bine, fac un pas în spate. Apropo, ce spuneați dumneavoastră, dacă o să pățesc ceva sau nu. Și n-am pățit nimic, sunt în continuare acolo, trăiesc în continuare în blocul respectiv, eu cu vecinii mei în continuare, socializăm, ne salutăm, vorbim, găsim variante de a rezolva problemele din scara noastră de bloc. Deci nu pățește nimeni nimic dacă pierde primăria sau dacă pierde locul de consiliu local. De asta zic, de ce să nu să ieși în fața unui să zic, băi, eu dacă o să fiu și sunt primar, bă, aplicăm legea. Vrem, ne place. Apropo adică... de ce spuneați dumneavoastră de poliția locală și de aplicarea legii și de tot, știți că există un regulament urbanistic. Eu aici aș vrea să le cumva și de ce analogia cu motorul, că fiecare piesă trebuie să funcționeze și trebuie să funcționeze și poliția locală, adică cei care cum să nu dau amenda, dar trebuie să funcționeze și o piesă importantă în angrenaj. Exact. Și administrația publică, cea care face regulile și care dă direcțiile. Da, cum să nu. Ok. Ei, și nu știu dacă dumneavoastră ați observat, de exemplu, în oraș, fațadele blocurilor care arată ca un puzzle sau ca o tablă de șah cu diferite culori, diferite nuanțe. Da, nu știu, dar e valabil pentru toată România. Sunt puține orașe. Exact, cred că deci, pe la Ciugud. Cel puțin la noi favorit e ceva groaznic. Când mi-am cumpărat apartamentul în favorit, nu venea să cred. Zic, bă, nu e posibil ca așa ceva să se întâmple. Bine, ok, nu vine poliția locală să-ți dea amendă că tu ți-ai făcut apartamentul tău roz, dar tu ca cetățean... Trebuie să fie un HCL care să te oblige, domne. Există și nu este aplicat. Există un regulament de urbanism. De exemplu, acum, în momentul de față, din ce știu eu, sunt două culori acceptate pentru fațadele blocurilor. Este culoarea cea verde, dacă știți, vis-a-vis de Luca, blocul ăla. Da. Și este o culoare, un crem, ceva somon, culoarea blocurilor de la spitalul vechi de pe stânga, cele care au fost reabilitate termic de sus până jos. Astea sunt cele două culori acceptate. Dar dacă mergi prin oraș, o să vezi cu culorile curcubeului. Numai e că toți cei care își izolează apartamentele termic o fac fără autorizație, fără absolut nimic. Și o fac și fără să țină cont de reguli.
Dacă vecinul meu a respectat regula, nu, și a făcut culoarea Da, da, care da. trebuie, vin eu și fac o altă nuanță. Ok, bine, până Arată să vină polițistul ăla să-ți dea amendă, locul. Fii tu înțelegător și înțelege că e frumos Dumnezeu, să vezi dar ce oră se vede, că ai un etaj, ai o culoare, de exemplu, da. Sau un bloc o culoare, altă o culoare. Așa este, dar și președintele de asociație zice, bă, îți faci, ai autorizat, bă, bagă, pune, folosește culoarea pe care o folosești. Și dacă n-ai folosit-o și nu este ce trebuie, vin și îți dau posibilitatea inițial să Corect. Repari. Dacă n-ai reparat, îți dau un termen. În termen de 2 luni, repar. Dacă n-ai reparat în 2 luni, venim cu o măsură coercitivă. Okay. Și iar vă spuneam că administrația trebuie să-și facă partea sa, pentru că are mai multe instrumente la îndemână da. Decât un cetățean de rând, pentru care probabil că costul unei lucrări de anvergură este destul de mare. Administrația are diferite instrumente, începând de la fonduri europene, fonduri naționale, guvernamentale și așa mai departe. Da, și s-a văzut în oraș că au fost câteva blocuri, că au fost prinse într-un program dintre ăsta de finanțare pentru reabilitare termică. Așa este, domnul Acuța. Poliția locală are atribuții, câte știu și la Roma la fel, are atribuții și pe zona asta urbanistică. Polițiștii locali, între 2 amenzi pe care le aplică unora care săraci nu și-au găsit locuri de parcare și au plicat pe loc interzis, nu de dragul de a parca acolo pentru că a avut o problemă și trebuia să o rezolve în apropiere, ar trebui să se mai uite, cum a spus dumneavoastră, să mai plimbe printre blocuri, să vadă și dacă anumite construcții aflate la început de drum, să zic așa, care au autorizații, au certificate, au tot ce trebuie, pentru că intră în atribuțiile lor și sunt probleme mari. Aici în Roman nu am auzit, dar sunt convins că dacă e să cauți, e imposibil să nu găsești ceva, dar în zona Iașului știți foarte bine că sunt niște probleme fantastice acolo cu modul în care s-a construit. Se construiește haotic, se construiește fără cap. Și în Roman au fost cazuri când au fost sesizați cei de la locală și s-au dus la numărul de după. Și a zis, domnule, nu, e ok, e în regulă, că oamenii... A, înseamnă că e bine, da, am e notat, bine, e ok. Dar ei s-au dus la număr de după și știu foarte bine situația, nu vreau să intru în amănunte pentru păi că vedeți, nu... Ajungem la chestia de cumetrie. Sunt cumetrii, nu deranjăm și nu deranjăm electoratul, lasă-l bă să doarmă în legea lui acolo, nu mergem acolo că ăla este cu așa, cu acolo, nu la agentul comercial că este prins cu nu știu cine și are o relație nu știu pe unde și lăsăm să facă așa și nu mai vezi când te duci, vine careva în vizită la tine la Roman și îl duci prin oraș, bă, dar ce a făcut exact. Și cum arată la buta? Aia, uite, asta e, dar avem exact. Oameni care trebuie să facă aici mai intervine o chestie. Discutam cu soția mea zilele trecute, ea a terminat administrație publică și discutam la un moment dat posibilitatea asta de a căuta undeva în domeniu să lucreze și a zis că nu vrea pentru că știe ce se întâmplă acolo. Știe ce se întâmplă în sensul în care cu metri, nași, rude și așa mai departe și nimeni nu are curajul să-și facă treaba cum trebuie, să ridice capul, să spună nu șeful, nu-i corect ce spui, eu trebuie să fac cu tare lucru pentru că așa trebuie, pentru că așa spune fișa postului, pentru că așa este legea. Pentru că știe că dacă face acest lucru este zburat în 3 secunde. Și lipsa asta de verticalitate a unor oameni, nu toți că sunt și profesioniști care își fac datoria, se traduce în ce discutam noi mai devreme, lucru care nu funcționează, nu se aplică în oraș regulile, nu se transpune ceea ce trebuie să... Să știți că aveți dreptate și apropo de oameni din administrație care au avut curaj să spună ceva, e o situație pe care știu foarte bine într-o primărie din județul Neamț, care a spus exact ce a spus dumneavoastră, băi, eu nu lucrez decât după fișa postului, nu fac cevritoria la achiziții publice, o executat-o, efectiv o dat afară, s-a dus în instanță, a câștigat în primă fază, însă i-a cerut doamna respectivă, care era vorba de doamna, a cerut în instanță, în primă fază, suspendarea ordinului ăla de demitere. Că a fost dat afară din primărie și instanță, pe motiv foarte simplu, domnule, că nu s-a dovedit că eu am greșit cu ceva, n-am cu ce să trăiesc, lăsați-mă să muncesc și merge procesul. Când stabilește procesul că au avut dreptate aceea să mă dea afară, ok, m-au dat afară. A câștigat pe fond și urmează acum pe apel. Cred că o să câștige și pe apel. În momentul în care va câștiga, va trebui ca primăria să-i plătească toate salariile din urmă pe care, fiind vorba de un abuz acolo, e un abuz clar, pentru că știu ce s-a întâmplat. Asta apropo de ce vă spunea doamna dumneavoastră vis-a-vis de modul în care se face administrație publică în România și a deranjului pe care îl provoci dacă tu ca profesionist sau un om care exact. Consider că lucrurile ar trebui făcute altfel, spui, dar cine ești tu, bă, să spui tu nou cum trebuie să faci? Fă, bă, că ai tu, fă aia, cam așa se procedează. Zilele trecute eram cu colegii mei de la OSR pentru a strânge semnături în zona statuii, Roma Mușat, și cineva tânăr, angajat al primăriei, mi-a spus că de obicei replica este câți ani ai tu? 30, eu am 30 de când sunt aici, în primărie.
Bun drum spre pensie, da, lasă-l pe altul care... Dar să știți că și asta e o problemă și încheiem. E o mare problemă și o să ne reîntâlnim și o să mai discutăm. Lucruri interesante, eu n-am nimic cu oamenii care sunt în vârstă, că nici eu nu mai sunt tânăr, deși mă simt tânăr. Asta e o altă bine și bine că mă simt tânăr, dar să știți că sunt foarte multe instituții bugetare în zona, și mai ales în zona medicală, unde în anumite funcții cheie sunt oamenii în vârstă care se pregătesc de pensionare și care nu mai au chef să facă nimic. Deci efectiv nu mai au chef să facă nimic. Problema este că nici nu se dau deoparte, se lase pe alții. Bă, lasă-l pe unul tânăr care vrea să facă, uite, vrea să facă, vrea să se implice. Nu, nu lasă nici pe alții, nici ei nu fac. Și atunci apare iar relația de cumetrie, pentru că ăla nu este îndepărtat, deoarece are o relație. Ori pe zona politică, ori cu managerul, ori cu dracu, ori cu lacu, și te uiți la un spital care arată în ultimul hal din cauza că ăla zice... Da, faceți voi, că eu nu am chef, nu pot să fac, eu mai am 2 ani pentru la pensie, nu vreau să mă duc în pușcărie, dar nu te-a pus nimeni să faci ceva ilegal. Trebuie să faceți, să rezolvăm problema să asta. Să faci ce ai de făcut, da, ce ai să-și da, sunt oameni care, da. Să știți că, din păcate, România nu va funcționa în halul, în halul în care e acum. Păi, la începutul discuției spuneam că acum suntem al 13-lea ceas, deja suntem al 13-lea ceas, deja lucrurile încep să erupă, să zicem. Depinde de noi să, și avem o șansă anul ăsta, acum nu că îmi fac campanie electorală, dar avem o șansă anul acesta, sunt un set de alegeri foarte, foarte importante, avem o șansă să dăm o direcție și oamenii trebuie să înțeleagă, mergeți la vot într-un număr cât mai mare, pentru că poți să dai posibilitatea celui mai slab pregătit ca tine să decidă cine te conduce. Da, așa este. Arogă-ți dreptul de a decide tu pentru tine. Cine vrei să te conducă sau ce vrei să se întâmple? Ce vrei tu să se întâmple? Bineînțeles, probabil că dumneavoastră o să pregătiți proiectul, să zicem, de guvernare locală pentru campania electorală și o să-l prezentăm, o să vă prezentăm aici ceea ce vreți să faceți dumneavoastră efectiv, cum vreți să schimbați Solomanul, ce vreți să lăsați, ce considerați că este ok, că na, trebuie să recunoaștem, nu tot ce s-a făcut este rău. Sunt și lucruri bune, dar probabil așa cum e peste tot, pot fi făcute și alte lucruri și cu altă viziune. Și mai ales că dumneavoastră sunteți, faceți parte din categoria, să zicem, totuși, încă sunteți în zona aia tinerilor, puteți să atrageți și să-i reprezentați pe cei foarte tineri din Roman, care au și dreptul să trăiască într-un oraș bine, acum știți cum e, și nu vorbesc mai de Roman. Bă, faptul că tinerii nu merg la vot sau numărul lor nu este atât de mare, sunt de, în general, tinerii sunt dezinteresați de politică. Asta nu înseamnă că ei nu trebuie să fie reprezentați sau cei din administrația publică locală să nu le acordă atenție pe motiv că mai știu niște primari care spuneau la un moment dat, primari care aveau niște sate din astea uitate, cătune, uitate de Dumnezeu, da, mă interesează pe am 10 voturi acolo. Nu trebuie să, adică tinerii, bă, și așa e puțin, nu mai facem nimic pentru ei. Adică fiecare să știți că din categorie... păcate așa funcționează politica, așa din păcate, așa funcționează, asta este logica. Ei sunt foarte aplicați, cât pot să câștig de acolo, cât pot să câștig de dincolo, punem cap la cap ce a rămas. Dumnezeu cu mila. Au studiile sociologice care sunt edificatoare și știu foarte bine ce vor oamenii. Aia. Păi da, tinerii nu prea vor nimic. Păi dacă nu vor nimic, înseamnă că nici nu și-au exprimat punctele de vedere. Și este păcat, pentru că într-adevăr se poate face ceva. Este o democrație pe care o poți folosi în favoarea ta ca să-ți îmbunătățești viața, să-ți fie și ție bine. De ce le spun mereu celor care intră în contact, mai ales acum la semnături, ar trebui, în general, ar trebui să fie un echilibru în viață, dar mai ales în politică. Trebuie să fie un echilibru, indiferent că ții cu stânga sau cu dreapta. Absolut. Mergi, exprimă-ți opțiunea de vot, pentru că în momentul în care acest echilibru dispare și una dintre părți capătă o mai mare putere, atunci este mai mare posibilitatea să se întâmple multe abuzuri și multe chestii neînregulă. Atunci mergi, indiferent de opțiunea de vot, mergi și exprimă-ți opțiunea de vot ca să păstrăm acest echilibru, să fie o diferență mică între stânga și dreapta, în așa fel încât să știi că băi, nici aia nu pot să facă, nici ceilalți, pentru că sunt, depind unii de alții cumva așa în echilibrul ăsta. Și ar trebui toată lumea să meargă la vot, să-și exprime, indiferent. Foarte mulți îmi zic, și chiar și colegii de-ai mei zic, bă, nu le mai zic la vot, că uite, ăla e cu cutare, ăla e cu cutare culoare. De ce mă, lasă-l să meargă. Lasă-l să meargă. Fiecare trebuie să-și exprime votul și trebuie să ne antrenăm pentru lucrul ăsta. Trebuie să mergi să te antrenezi, să-ți exprimi votul și nu doar votul. Și părerea ta în societate, să nu-ți fie frică să mergi să spui vecinului, celui de la asociația de locatari, celui din primărie, celui din poliție, să nu-ți fie frică să-i spui, prietene, e greșit ce faci, nu e regulă. Hai să facem să fie bine, pentru că dacă îi spui tu, ok, te poate considera nebun, dar dacă mai vin încă 10 pe lângă tine, s-ar putea chiar să schimbi lucrul respectiv, să-și pună un semn de întrebare, băi, au venit ăștia 10, e cam... E clar că e o problemă, hai să facem ceva să rezolvăm. Așa este.
Bun, trebuie să punem punct aici, doamne și domnule. Mulțumesc foarte mult domnului Cosmin Ancuța. Este cel care va reprezenta USR-ul în această campanie electorală. Veți candida pentru funcția de primar la Roman. O să ne revedem, că mai sunt multe lucruri de discutat. Cu drag. Chiar avem un dialog, zic eu, bun din punctul meu de vedere, mai ales că atinge și alte subiecte. Din păcate, avem comunitatea pe care o avem, mă refer la poporul român în general, care este, de fapt, cred că nu mai e românii. În general, există așa un dezinteres pentru zona asta politică. Mulți ne înțeleg încă, de fapt, de politic depinde și viața noastră. Deci deciziile, ne place, nu ne place, e politic, o administrație, sus, jos, aici ne jucăm și deciziile care sunt luate, sunt luate de cei pe care noi îi alegem. Corect. Și asta e, este simplu. Vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem. Vă mulțumesc și noastră, stimați telespectatori. La revedere, numai bine!